Ne-am dus la primărie, ce să vezi, sâmbăta e închis la primărie. Uf. Unde l-am găsit eu pe ăsta, doamne? Hai să mergem peste om acasă. Unde stă ea? La Balamu cu vechi, în deal. De zici că eu sunt vișnițeanul șef aici. Ce? La ce vișnița aici? Hai, poate găsim o mașină, nu fi nebun. Haide. Hai. Ferească Dumnezeu, eu cu capet să mergem atât pe jos? Ce să vezi, trebuia să găsim o variantă. Stați așa! Să oprească puțin! Hai că pe vine mare tractor, facem autostopul, ne urcăm într-o remorcă. Era plin de lemne pe acolo, veniseră oamenii de la cules de prune. Capet, ai mai mers tu cu cabrio, capet, la după viața ta? După cum spuneam, luxul și opulența mă definesc pe mine. Păi și tu faci așa. Jvinițenii mei, o să-mi vingem doar împreună. Cabrio, frumos, pe niște bușteni din aia de lemne, cu niște saci, cu niște prune pisate, torfocite acolo. Aolo, mult de mers. Nu, că e bine, e bine. E bine. La un moment dat, când m-am uitat, eram negru pe picioare de furnici. Toți buștenii erau plini de furnici. Te simt că mi s-a încărcat fața. De la, serios. Sunt plină de furnici. Mi s-a încărcat fața. Ce tare! Doamne ajută! Toată viața ți-a plăcut cu căruța sau cu remorca? Hai! Hai la birt! E deschis până la 12. Ce-ați făcut? Până la 12, mă! Da, ca... să trezesc dimineața ăștia, mă! Ca consilierii, mă! Nu te minte, și o sacoșă cu ceva aici. Ceapă... Nu cred! Roșii... Nu cred, mă! Pe cuvântul! Maică, mă, ce foame m-a luat cu roșiile alea și cu hârnația, ce-aș mânca? Facem o chitanță de mână, mai punem 2 milioane deoparte. Eu zic ce să fie aici undeva, eu știu. Să fie central, nu? Central. Ca să vadă exact. Toată lumea, să vadă și la care stă acolo și... Pune scena pe mijloc, oamenii vor sta și stânga și dreapta. Da. Și ieșirea o să fie pe partea asta și să duc pe alt culoar. Da. Bun, ne vedem, ne vedem la 6. 8, la 18, pardon. Mulțumim mult! Da, la 6 seara. Deci, da, avem așa. La scenă trebuie să mai vorbească ei, să-l pun cu semnul întrebării. Așa. Sunetul l-am rezolvat cu ei, microfoanele le-am rezolvat. Și la ora 18 avem program cu copiii aici, să venim să-i vedem. Trebuie să vorbim și cu Capet și cu Iuliana. Păi da. Să venim și cu ei. Să venim și cu ei. Ok, bun. Și acum hai să vedem un pic, hai să ne băgăm un pic și în celelalte. Ne-a lăsat limuzina la colțul străzii. Mulțumesc, da. Vă mulțumim foarte mult, să vă iasă multă țuică și să vă se facă multe prune. Și să... Doamne ajută. Și dacă vreți, puteți să veniți să vindeți țuică la noi marți, la târg. Că facem un târg. Care au de smurtin, alții, vin în mafios, vin. Asta de prună e, e cea mai bună, asta zic. Păi și nu vreți? Asta e din aia de bogați, mai bine vindeți din asta, că vindeți mai scumpă din aia. Ne dar zici că sunt asistentul și mă jur. Păi tu stai cu telefonul în mână. Și tu. Ia unul. Am întrebat unde stă nea primar. Acolo, acolo, la poarta aia. Poarta aia era una dintre alte 10 porți. Am găsit un număr de telefon al cuiva, nu știu, cine avea casa aia care voia să vândă casa. Și zic, mamă, Iuliana, eu ți-am spus că eu trebuie să fiu primar aici, că sunt foarte inteligent. Hai să sunăm la doamna asta, să o întrebăm unde stă domn primar. Alo, bună ziua. Suntem de la emisiunea lui Nea Marin și suntem doi cetățeni care am trecut pe aici pe strada dumneavoastră și am văzut anunțul cu casă de vânzare. Da, da. Și vrem să vă întrebăm și noi, vă rog frumos, domnul primar, unde stă? De-a stânga sau de-a dreapta dumneavoastră? Domnul primar stă imediat pe lângă casă unde ați văzut anunțul. Lângă mine, în partea aia, dacă... de jos. Încă... La vale, da? Doarme? Bate-și tu în geam. Dacă mașina nu e acasă, înseamnă că nu e. Dacă nu e mașina, nu e acasă. Să trăiți! Fiți drăguți, aveți ceva de vânzare? Ați avea ceva dacă de vânzare? Nu știu, trăică, prune, smochine, ceva, dulceață? Nu, nu am, dar putem face rost. Putem face rost? Bun, că noi facem un târg aici sus pe terenul de fotbal, marți. Da. Și o să strângem tot... Vă prezint. Vă rog. Viceprimarul. Aaa,
Domnul viceprimar. Și cum e soarta asta? Pentru că steaua din frunte nu ți-o ia nimeni, norocul nu ți-l poți face tu cu mâna ta. A venit viceprimarul chiar în calea noastră. Nu l-a căutat nimeni. Și a fost cu Ada sus. Da. Am văzut, am uitat de scenă și... Domnul vice, decât să deranjăm noi oamenii să... Poate unul nu e mește și șugar. Și îl deranjez, stă la masă, doarme cu soția în pat, mănâncă, face treaba 1, treaba 2, nu-i treaba noastră. Nu mai bine știți dumneavoastră unde sunt oamenii ăștia să-i chemați la ora 6 la stadion? E, ăla era un delfin, eu știu. Deci așa ceva mare n-am văzut. Ai văzut câte era? Bă, nu se poate așa ceva. Uite asta. Bă, nu se poate așa ceva. Asta peștele, bă, frate. Ai văzut cum era? Răpitor a prins ceva de la suprafață. În fine, nu e treaba noastră, ne băgăm că nu poate să ia cadrul. Și atunci ce rost are? Da, vă povestim noi. A sărit o... O balenă. O băga balenă în Dunăre, noi n-am știut. Fie mă, ajutor social, ne-a mărit, ajutor social. Pune-l pe ăla. Orice problemă aveți, nu vă merge ceva, un bec, vă ceva. Este numărul personal al domnului Barbu. Ne-a mărit. Ne-a mărit. Da. Sunați-ne în orice problemă. Chiar dacă nu vă merge apa la baie sau ceva se întâmplă, sunați. Orice instalații electrice, termice, orice. Orice, sunați la numărul ăsta cu încredere. Este domnul Barbu, am și spus. Timp de 4 zile cât va sta aici, este săritor, vă ajută cu absolut orice. Eu... Îl căutăm și noi pe domnul primar. Știți dar cumva de când unde îl găsim? Cât este în fața dumneavoastră. Da, norocul peste noi. Ce l-am recunoscut, că știam cum arăta primarul. Că l-am căutat. Eram fiartă pe primar. Avem nevoie de... Dacă cunoașteți copii talentați, dacă cunoașteți... Domnul primar ne-a spus că satul are o trupă de dans tradițional. Haide! Respir! Vai, te iubesc! Vai, stai, am... Ți-a rămas ce ai eu de la Bontea și acum? Da, exact. Yeah? Am numărat până la 10 ca să îmi dea divinitatea așa un vibe de dragoste în față de tine și de iubire. Nu acolo, mai lovit aici. Pentru că asta nu se dă la montaj. Afișe. Da. Aia să mai facă și consilierii ăștia ceva. O să cheltuie 35 de milioane. Păi eu deja îi văd acum beți, morți. Timp de 6 zile, ajutor social din partea lui Neamărin. Cine vrea, număr de telefon. Doamne, ce bătaie să ne luăm celebră. Ajutor social. Punctul central al unui, unei comune, a unui sat, care e? Magazin. Acolo se întâlnește toată lumea, acolo bârfește toată lumea, acolo bea lumea. Și noi acolo unde stătea, unde era masa aia, am pus un afiș mare, 3x4, cât e el? Foaia. Am scris Liviu numele, cu număr de telefon, cu ajutor social, cu suma cât dă Neamărin pentru ajutor social. Suma. N-am zis 4 milioane, 5? Mm. N-am zis? Mm. Am zis nu așa de la noi. Mm. 8, 1. Și jos, non-stop. Nu contează ora. Asta e, mă. Gata. Așa mă trebuie, din prima. Hai. Secunde. În 4 secunde noi am făcut tot cât trebuia și să merg. Și am făcut și campanie lui domnul... Și aia nebunie, uite, și-am dat și ajutor. Bine, trebuie să ne întâlnim și cu o băbuță. Dacă găsim o băbuță pe stradă, ne oprim să ne povestească și nouă de oraș, de alea, de alea, de alea. Stăm un pic de aia. Noi eram în căutare de producători locali. De câte am înțeles de la vecinina voastră, noastră aveți o livadă de smochini. Și dumneavoastră comercializați smochinele pe care le produceți în livadă noastră. Smochine dulceață, le confiem, țuică. Mă gândeam că... România sunt livezi de smochine. Eu credeam că, bă, au smochine, dar au așa un copac în curte. Deci e fără conservanță, adică e fără, chiar e 100% bio, natural, nu? Da. Și dumneavoastră îl faceți, nu? Da. Ce tare. Putem să ne bazăm pe dumneavoastră? Da. Bun, super. Perfect. Mulțumim atunci. Din suflet. Dar cu e mașina asta? Nu, că vă căsc aici. Neamărin, pentru ajutor social, sunați. Cu Iuliana... Ajutor social, mă. Timp de 4 zile din partea lui Neamărin. Non-stop. Uite, mă. Ia să vedem. Hai să, nu știu, să facem o poză, ceva, să îi arătăm lui Neamărin, că poate oamenii ăștia au nevoie de el, vor să ia legătura cu Neamărin și nu-l găsesc, pentru că nu mai e Neamărin ăla, de-l știam noi, nu mai e Neamărin ăla de stătea era și... Era primar acum, adică... Era primar, stătea la birou și era greu să ajungă oamenii la el, adică... Bună ziua! De la emisiunea lui Neamărin suntem și avem numărul dumneavoastră de la domnul primar. Da, unde sunteți dumneavoastră? Pe strada numărul 9. Da, da, eu sunt strada 2, aici, mai în centru. De la 9 până la 2 e mult? E mult, nu, deci mergeți pe o luați de la domn primar și mergeți numai înainte și vedeți aici multe mașini în fața. Vă sunăm când ajungem da, acolo. Da, la o casă așa cu terasă. Aaaa,
păi dacă venim, e cu terasă, nu venim cu terasă. Noi? Da, asta a dat uite, da. Mergeți până înainte. Mulțumim! Da, mulțumim înainte. Da. Mulțumim mult. Mergeți după mine, vă arăt unde-i casă. Dar nu puteți să vă duceți cu dumneavoastră? Dumneavoastră? Cum adică după dumneavoastră? Am depus destul de mult efort în căutarea lui domn primar, cu tractorul, cu furnici, cu toate cele. Am plecat către domnul coregraf de data asta. Uite ce am scăpat. Uite, Neamărin, unde l-ați stă? Neamărin stă foarte rău, stă la terasă, că el are birou la terasă, că dacă acum e și el primar pentru câteva zile, se profită. Respectă. Stă frumos la terasă, cafeluța. Și noi zici că suntem niște izaure toți. Păi mergem acum la Neamărin cu lista. Da. Și spunem, uite câte am făcut, uite ce buni suntem. Auzi, la casa primă. Hei, ce faceți? Hey! La un moment dat ne-am întâlnit cu Iuliana și Capet, am discutat puțin, bă, voi ce ați făcut, cum e, să aflăm și de la ei chestii, să vedem dacă ne noi putem ajuta unul pe celălalt. Am primit numărul domnul viceprimar și am întrebat inclusiv de scenă, lumini și... Da, am vorbit noi înainte, s-a liniștit. Și ne-au spus că ei deja aveau numărul de telefon al coregrafului, că vorbisere deja cu el. Cine? Cu Ilie Balaci. Ați vorbit cu el? Da. Da. La ora 18 mergem sus, că o să vină copiii, să-i și vedem pe copii pentru dansul și tot. O să vină toți copiii acolo, deci mergem păi împreună. Păi l-am sunat deja cu coregraf. Asta, da. Păi am vorbit noi cu el. E, mai vorbim și noi. Vorbiți, nu-i problemă. Poate nevorbit. Nu, mi s-a părut... Relaxați. Iuliana și Capet erau foarte relaxați, mai ales Capet. Eu mă gândeam că deja au rezolvat tot târgul de la cât de relaxați erau în momentul ăla, pentru că efectiv eu nu mai simțeam loc de caterincă și nu mai simțeam loc de fofileală, să zic. Adică eu în momentul ăla eram foarte setat să trebuie să facem târgul ăla pentru că era groasă. Ia uite-i, bă, cu pungurița. Ce faci, bre? Se pare normal ca noi să muncim în continuu, să alergăm, să bla bla bla. Și tu să frești moschina. Și mata, stai cu fața în palmă, bă. Ia uite, bă. L-am găsit pe Neamărin, schimbase birou. Stătea undeva mai la ieșire, așa la masă, cu niște fructe lichide într-un păhărel și cu falca, uite așa, în mână, stătea, luase somn. Avea ochii injectați. Eu dacă auzi, uite, jur, dacă eu devin primar, tu vei fi viceprimar pe viață, lângă mine, cât trăiesc eu. Cât vei fi tu. Cât voi fi eu. Așa. Dar nu. Și ăsta la altul, tot viceprimar. Mm-hmm. Adică doi vice. Deja la ora 6 ai mare întâlnire. Cu ei? Cu toată lumea. Cu toți cei cu care noi am vorbit. Ți-am stabilit întâlnire. Vine toată lumea. Tot satul ăsta. Toți prietenii tăi cum ar veni. Deci tot satul ăsta voi ați fost și ați vorbit cu ei. Da. Vine viceprimarul, șeful de la Casa de Cultură. Ăsta pe sport. Ăsta care are aici smochinat asta. Are, așa. Toată lumea cu costume. Cine? De... Ăsta de ce are unul smochinat și cu ciuperci și cu astea? Și vine la 6 să ne întâlnim cu ei, pe să stabilim. Pe să fie toată lumea. Patria vă va fi recunoscătoare, dacă voi... Dar acum ta nu prea e în regulă cu statul ăsta așa, sărăcie. Ce se fac, mă, că asta face un primar, vezi? Asta în palmă, așa? Da, în ziua de azi primarii nu mai poate. Primarii doar asistă la... Nu mai miroase cum miroasea. Da? Nu miroase, aia. Da.